haide să fie și cu bonjour. Tot la plimbare, dar avem și niște subiecte de discutat. Aici pe stânga eu cam am lovit bordura aia când eram pe camion. Asta e totul de din trecut. Gândim acum la prezent, la viitor. Dacă ne întoarcem în trecut, tot timpul ne va influența și de multe ori negativ. Ce vreau să spun? Încerc să mă exprim cât mai elegant, cât mai rar, ca să înțeleagă toată lumea. Pentru că... Opa, opa, ce facem? Se pare că forma de exprimare acum s-a schimbat foarte mult. O să vă spun și de ce. În general, se promovează, așa să spun eu, bătaia de joc, miștocăreala, cuvântul ăla care nu-mi place, dar sunt obligat să-l pronunț, pentru că e caterinca aia. Bun, să nu uităm că suntem și într-o zonă turistică, pe stânga e un teren de golf și pe dreapta de altfel. E cam zonă de lux. O să fie și pe dreapta. De aceea am ales traseul ăsta, l-am mai făcut toate cu camionul. Dacă nu credeți, ăla care cărăciorul pe acolo, ce face el, normal să e ăsta, maniac pe golf, nu o să meargă la cumpărături. Bă, referi la un limbaj de ăsta, de multe ori și de stradă și chiar trivial. Se promovează așa ceva, se promovează și minciuna, se promovează anumite fantezii, să spunem, pe astea, pe rețelele astea, cum aș fi YouTube-ul, în care nu e nimic, mai nimic adevărat. Când zic mai nimic, înseamnă la proporție de 95%. Chestia e că rar auzi pe cineva care se exprimă, nu trebuie neapărat să fie un savant sau cine știe ce filozof ca să exprime în termeni așa, să spun, în termen special. Dar nici să vorbești ca parcă ești pe undeva prin niște cartiere rău famate și să-ți dai importanță ca și cum cine ai fi, știi? Adică ceilalți n-au stilul tău de exprimare și totuși, domnule, ieșim în evidență că mă exprim altfel eu. Deci mecherit sunt, nu zic ăștia, are vorbele la el. Păi numai când a zis cineva că are vorbe, ai vorbe la tine, înseamnă că nu faci parte dintr-o categorie de, să zic așa, de oameni educați, oameni civilizați. Și de aceea simt să dezbat subiectul acesta, pentru că a început să facă așa un pic de unde pe YouTube ăsta, știi? Adică care e mai tare în șmecherie, adică în cuvinte de-astea așa, știi, de stradă, de șmecheraș, gata, se consideră chiar inteligent. Deci, după câte văd la un timp, mincinosul a început să creadă, unul care minte, crede în minciunile lui. Uite, aici e unde am făcut vlogul de dimineață, uitați lemnele, văcuțele cred că s-au dus și de la culcare. Că numai travel vlog nu e ăsta, într-adevăr. Am tot evitat să discut subiectul ăsta, dar văd că ea amploare și nu-mi convine, pentru că nu promovez așa ceva. Nu sunt făcut să am cuvinte de-astea șmecherești în vocabular și nici nu vreau. Deci nu vreau să fac așa ceva, pentru că, v-am spus, se promovează incultura, se promovează minciuna, se promovează așa povești de-astea fantasmagorice. Hai mă, că uite că am început să-mi dau drumul la cuvinte de alea periculoase. Ați pus-o cu mine. Și băieți, cu caterincă maximă, ne cam ducem de râpă la nivel de exprimare, la nivel de comportament, la nivel de educație.
la nivel de exprimare, la nivel de, de finețe, de rafinament, cum poți să fii, să ai așa un pic, să fii carismatic, să vorbești, să mor eu, să moare cea mai scump. Cum poți, ca un savant, să arunci tot felul de, de, de cuvinte de alea așa, de mahala, să spunem chiar, triviale. De multe ori și de ordinul filmelor X, ca să ce? Să ieși evidență că doble are cuvintele la el. Mamă, ce cuvinte sunt alea, tu-ți dai seama. Băi, dacă nu te crede cineva, zici și tu, îți dau cuvântul meu de onoare. De câte ori ați mai auzit voi chestia asta, îți dau cuvântul de onoare dacă nu mă crezi? De ce nu mai există? Pentru că nu mai există nici onoare, nici demnitate, nici nimic. E totul așa, caterincă maximă, cum spun ăștia. Uitați că vă trec și granița, că am amestecat un fel de travel vlog cu vame și au plecat cum au văzut. Și acum intrăm în Elveția. Nu avem probleme. De ce? Te văd și ei prin geamurile astea fumurii. Îți dai seama că te văd și ei ce prezență ai, ce normal, studiază, dacă nu ți-ai simeat în față și dacă nu te opresc acolo, te opresc în parcarea asta, doar dă prin stație, bă, oprește-o pe ăla cu care are gesturi și impresii, ca aia cu care au cuvintele la ei, știi? Am rămas eu așa un pic blocat cu stilul ăla de a vorbi, stilul ăla de exprimare, asta a fost fosta mea firmă de... de care am lucrat. De fapt m-am întâlnit și cu moșul care m-a sifonat ca să și rimeze. Și acum sunt în plimbare cu totul altceva, într-adevăr, că una e să conduci. Peisajele sunt sublime. Contemplez așa peisaj. Vezi că am început să scot cuvintele. Într-adevăr, dacă te exprimi în alt mod, cei care au limbajul ăla așa șmecheraș, n-are cum să te înțeleagă, e greu. E greu să te înțeleagă, pentru că tu te exprimi așa cu sinceritate, un pic respectuos, un pic educat, un pic rafinat. Nu merge, nu e același limbaj, nu e același stil de a întemeia o discuție sau, știi? Și asta e. Deja subiectul ăsta e cam important sau de fapt e realitatea. Ce să vă zic, care decât o facă. Nici nu mă mai gândesc să-mi refac, probabil. Nu mi-am făcut niciun plan, nicio fițuică, nimic. Mi-a venit subiectul așa. Într-adevăr că datorită și niște unor, să zic eu, unor personaje care, într-adevăr, se cred avansați față de ceilalți care ar avea un stil, v-am spus, respectuos de a vorbi, cuvinte cât de cât corecte, întortocheate, mic vial, ca prin București. Nu pot să generalizez niciodată, dar, până la urmă, ăsta e adevărul. Ori alegi calea asta să ai un stil de a discuta serios sau, cum am zis mai devreme, nu să moară cea mai scump. Bă, îți dau cuvântul meu de onoare, înseamnă că ai onoare, înseamnă că ai demnitate. Da, din moment ce te juri pe icoane, să mor eu, să moară cea mai scump, alea sunt exact cum văd eu vacile pe aici. N-au niciun efect, știi? În contră, îmi place să mă uit la vaci. Când ăla e... Suntem în Elveția, o să vedem un pic și mai târziu, probabil, lacul și mulți ăștia albi, dar nu cred că ajung cu înregistrarea până atunci, pentru că vreau să fac vlogulețe de-astea mai rare. Ia să lăsăm încet aici, că aici mai stau ăștia, 60. Oricum, sper că ați înțeles o parte din voi ce am vrut să spun. Nu știu cum mai putea să vă trat, să zic eu,
subiectul care l-am abordat, cum zice unul, am abordat-o folosit la să abordez un subiect, abordez o persoană, o, mă rog, dar se folosește mai la ăștia care învață acum, știi, un cuvânt cât un cuvânt, să iasă în evidență, știi, normal că fac referire la altcineva, nu știu, Vincent, băiat de treabă asta, da. Asta n-a fost, n-a făcut parte din sifoanele alea, a fost vreo două sifoane care, până la urmă, tot rău a fost pe bine. Lorenzo e Lorenzo, ce să mai... Nu neapărat că falsă modestie sau rău, mi-au murit lăudătorii. Trebuie să te auto-ncurajezi, nu neapărat să te lauzi. Și vă spun de ce. În momentul când toată lumea zice, o să spună, bă, nu e bun de nimic ăla, nu e în stare de nimic. Chiar dacă ai avea ambiția să faci ceva, nu vei reuși, pentru că îți intră așa în subconștientul ăla că tu nu ești în stare de nimic, știi? Și atunci ce înseamnă? Trebuie să te aperi și tu, înțelegi? Să învăț două, trei limbi străine, să mai fac greșeli gramaticale, să fiu mai atent, să mă înțeleagă lumea, ca să nu mai îmi dea peste nas că ei sunt de aia, au vorbele la ei, știi? Da, de multe ori totul pleacă de la vrei să faci repede, ești prea ambițios și atunci normal. Vrei să faci și una și alta, eu vreau să și conduc, vreau să și gândesc în chestii pozitive de proiectele viitor sau proiectele mele. Și normal că n-ai cum să-i schimbi, dar măcar așa, un pic, o replică cu bun simț, merge, știi? Eleganță și rafinament. Era motoul meu, cam e copiat, cam e făcut, o să fie mâine, păi mie de râs. Și cuvintele, onoare, demnitate, rafinament, finețe sau ce vreți voi, eleganță, să folosesc numai în scopuri de, ați ghicit, caterincă maximă, băieți, că revin iar la caterincă, acolo ni s-a dus, cu caterinca ni s-a dus toată cultura, toată, nu știu cum să spun eu, așa, nu știu, felul de a fi așa spontan sau sincer, știi? Tot trăim din caterincă, totul e luat la mișto, băieți, în ziua de azi. Și de aceea nu mai are încredere omul pentru că e totul pe caterincă, totul pe miștouri, totul pe căleri și automat. Bun, o să vă prezint și localitatea asta, o localitate de frontieră. Băiatul face stânga aici și nu are rost să vă mai fac blitz-uri și nu știu ce, că normal trebuie înțeles. Dacă nu l-ați înțeles, mai uitați-vă de 10.000 de ori. Așa îmi face și mie vizualizări. Cum a zis un coleg, un vlogger cunoscut, ce, uitați-vă de multe ori ca să înțelegeți că aveți multe de învățat de la mine. Acum de la mine ce să învățați? Nu aveți prea multe, poate să fiți atenți. Atenție la incultură, atenție că viața e mai frumoasă dacă o trăiești așa, să zic eu, în armonie, în pozitivitate, în ce vreți voi, în respect. Nu în caceal mare, în miștocăreală și caceală, de aia, cum spunem, caterincă. Caterincă ne-am făcut de râs în toată Europa, băieți. Cu miștouri, cu promovați pe ăla care minte, ăla e infractor și automat, că nici ăștia nu ar fi savanți, generalizează. Degeaba eu lupt ca să nu se întâmple chestia asta, să avem personalitatea noastră în Occident. Degeaba, pentru că impresia e făcută, imaginea deja e difuzată, de colo, de colo, uite-l, ăla, ce origine e ăla? Ăia mai bruneței tot, sau pașaport românesc. Acum n-am zis că românul român nu e și el infractor, dar îți dai seama, de multe ori vă spun sincer că multe persoane consideră că toți suntem romi, hai să nu zic, dar de fapt am auzit că nu e. Cuvântul țigan nu e nicio chestie rasistă, e origine, e etnia, ce vei. Dacă aș fi fost țigan, asta e tot. Dacă aveam demnitate și onoare și bun simț și respect,
am respectat și eu la rândul meu, nu? Corect. Trebuia acum să generalizez că toți aia, într-adevăr, dar acum nici nu pot să zic că dacă aș fi fost, mi-ar fi fost rușine să spun, băi, eu sunt de etnie maghiar sau eu știu ce, sârb. Asta e, răspunzi în dreptul tău, nu răspunzi în dreptul unei etnii sau eu știu ce localități sau a unei naționalități. Fiecare e independent, fiecare individ răspunde ca și la judecătorie, la astea, doar nu îl ia pe fratele că băi, ești frate cu ăla și tu ești tot așa. O, domnule, eu n-am făcut nimic, eu sunt om serios. Și frate geamăn dacă ai fi și tot, îl ia pe celălalt, că amprentele sunt diferite. Și X și Y de exemple pot să vă dau. Da, vreau să fac așa clipul ăsta. Eu nu sunt vlogger și nici nu voi fi niciodată, dar asta e. Cum alții au chef să facă Caterin, că eu am chef să judec stilul ăsta de a vedea lucrurile în prisma unei Caterin sau eu știu ce lume șmecherii și la gară, cum zicea ăla. Adică faci glume, faci alea, dar până la urmă nu ești bun de nimic. Are cuvintele la el. Dar nu mai zic de canale de pușcăria și că pușcăriașii au fanii lor acum. Îți dai seama la ce ideologie am ajuns ca să ieși din pușcărie, să zic că la ea zine cum era în pușcărie, știi? Gândiți-vă și voi, mă. Gândiți înainte să mă judecați. Vă plimb, sunt agreabil, sunt respectuos. Ce aveți, mă, cu mine? Dați like-uri, dați distribuiri. E vlogul care trebuie să fie văzut de toată planeta. Și încă o chestie care uitați, încă nu o să mai deschid eu subiecte de genul ăsta. Opa. Băi, băieți, sau și fete, aveți grijă că muzica pe care o ascultați, aia îți reflectă interiorul tău, sufletul tău. Dacă asculti o muzică violentă, ia uite-l, bă, face ăsta stânga chiar așa. Dacă asculti o muzică violentă, o daia de mahala, păi ce-ai vrea să iasă din tine, frățioare? Vreun savant, vreun filozof, vreun psiholog, vreun profesor de, eu știu ce, de litere? Automat că până și accentul îl vei dobândi așa, să zic eu, un raport de muzică, cuvintele la fel. Pentru că asta este stilul. Vedeți? Da, aia, că încet, încet v-am... Aia, mă, tot vreau să schimbi melodia asta, de ce nu? Lasă, mai bine fără muzică, din contră, câteodată cea mai bună muzică e liniștea. Înțelegeți? Se vede lacul aici, nu știu cum aș opri să vă arăt și lacul, dar v-am spus că nu mai travel vlog nu e ăsta. În contră, am discutat o chestie care îmi stătea așa un pic pe sufletel, să zic, mă deranja, mă agasa un pic stilul ăsta de a... progresul ăsta de care mulți chiar sunt, să zic eu, sunt mândri. Ca un stil de a vorbi așa, șmecherește, știi? Altul minte, altul așa, altul vorbe de pârnaie, glume, cum spune, are glumele și cuvintele la el. Și încet, încet, mi s-a cam dus vocabularul limbii române. Și atunci eu cer, dacă mai vorbesc și rar româna pe aici, unde să mai progresez? Cu ăștia, dacă văd și eu pe acolo, de ăștia care au cuvintele la ei, pe ăla minte, ăla nu știu ce face, și automat că trebuie să le dai bloc imediat, să nu ai ce căuta, să intri în mentalitatea unora, știi, de genul ăsta. Mă, să vede lacul, hai că mă risc eu așa un pic,
se vede pe acolo, o, uitați ce acolo. Au uitat și alpii. Vedeți că acum, uitați-vă. Vedeți că acum, rău de tot, acum prind ăștia. Puteam să mă opresc aici să vă filmez, dar e târziu. Și un pic altceva de făcut. Bun, să încerc că nu v-am arătat și peisaje senzaționale. Bun, oricum, vă las. N-are rost să mai filmez, că am vorbit ceea ce a fost de discutat. Concluziile le trageți fiecare, faceți ce vreți, cercetați și veți afla. Ia uite-mă. Să mergeți. Hai că vă mai filmez o dată. Așa, dar după aia vă las. Sunt și eu aproape ajuns la destinație. Hai mă, ce facem? Și sper că am fost destul de explicit, să nu mi se mai facă remărci, nu? Remărci? Remărci, să încercăm. Genul, băi, nu știm ce, nu înțelegem ce vrea să spună omul ăla. Aha, uite. Sper că acum se înțelege, a? Uite, și albi, și lacul liman. E imens. Uitați, muncește și aici, elvețianul, ori muncește, ori e la bancă, director. Nu uitați, încă o dată, și cu asta o să închid, că intru într-un sat pe aici. Hai, stau-ți-nă bine și nu vă mai certați, încercați să progresați. Hai, ciao, ciao, ciao.